Bun găsit, dragi telespectatori, ediție specială de la Bistrița. Ne-am obișnuit când poposim televiziunea română la Bistrița și când mai avem pe deasupra și invitați de onoare, este foarte ușor ca să purtăm o discuție. Alături de mine, în circa 20 de minute care urmează, doi miniștri care, la fel ca și noi, au poposit aici la Bistrița în această perioadă de precampanie electorală. Domnul Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice, bună ziua, domnule ministru, bine ați revenit în Ardeal, implicit la Bistrița. Bună ziua și bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe cei care ne urmăresc. Și domnul ministru Ștefan Radu Oprea, bună ziua, bine ați revenit în acest platou, pentru că ultima oară ați poposit la Cluj, în platoul TVR Cluj. E așa este, bună ziua. Domnilor miniștri, care este amprenta de astăzi a Bistriței? Pentru că de foarte multe ori ați poposit pe aici, noutăți, ați observat ceva, domnule Teodorovici? Observ oameni care vor mai mult, speră la mai mult. Vor mai mulți bani sau vor mai mult în alt mai mult pentru sens. Ei, pentru familie, pentru ei și pentru noi ca țară. Și asta e un lucru foarte bun care ajută foarte mult și clasa politică, sper să o ajute, în sensul de a insufla aceeași dorință și din partea oamenilor, da? Acea dorință de a schimba lucrurile în bine în această țară. Deci, pe de o parte, această dorință, care e din ce în ce mai crescută și asta e un lucru foarte bun. De asemenea, lucrurile s-au schimbat în bine și se schimbă în bine. Numai cei care sunt extrem de negativiști sau chiar care chiar nu vor să vadă că lucrurile s-au schimbat. Și sunt din Sunt, din păcate, categorie. Pentru că sunt, trebuie să fie în viața noastră de zi cu zi și astfel de persoane care ne fac totuși bine, adică totuși ne întăresc. Pe cei care vrem să ne ambiționăm și să credem în continuare că lucrurile se pot schimba în bine. Deci asta odată oamenii s-au schimbat, se schimbă în bine, doresc mai mult, ceea ce este foarte bine. Și atunci, noi ca și astăzi oficiali guvernanți, trebuie să dovedim că ne ridicăm la înălțimea așteptărilor din partea celor care propun, ne spun problemele, vin și de multe ori cu soluții, asta e un lucru foarte bun. Și de asta este unul dintre scopul vizitei noastre astăzi la Bistrița, împreună cu colegul meu și cu, în fine, și domnul președinte moldovan, acela de a vedea exact cum putem să facem ca aceste lucruri să se și întâmple. Că vorbim de facilități fiscale, că vorbim de sprijinul mediului de afaceri, că vorbim de chestiuni punctuale legate de primării, de finanțări, de blocaje pe care dânșii le pot avea, cu mediul de afaceri, cum spuneam, toate, asta e scopul vizitei noastre. Discutăm cu toți posibili, să spunem așa, actori din viața de zi cu zi, că atât în zona publică cât și în zona privată și astfel încât noi să venim într-un termen cât mai scurt cu ceea ce dânsii așteaptă. Mediul de afaceri sunt o tagmă actorilor, ca să preiau de la domnul ministru denumirea acestor personaje foarte importante, domnule ministru Oprea. Mediul de afaceri de la Bistrița, cum se vede de la București? Foarte importanți, pentru că ei sunt cei care produc real veniturile în economia românească și pot să vă spuneți despre noutate, despre ceea ce se întâmplă. Am vizitat câteva firme care s-au constituit prin Startup Nation, prin acest program guvernamental, care este extraordinar de bun. Din punctul meu de vedere, s-a transformat într-un fenomen pentru că a retrezit într-adevăr spiritul antreprenorial. 102 firme în Bistrița, mult, puțin, stabilite deja, care activează prin programul din 2017. Anul acesta suntem deja în procesul în care facem analiza și vom vedea exact câte firme din Bistrița. Oricum sunt mult mai multe. Sunt mult mai mulți cei care au depus astăzi planuri de afaceri. Am văzut acea energie extraordinară, felul în care transmit cei care își trăiesc visul și fac exact ceea ce își doresc. I-am rugat să spună împreună cu noi povestea de succes, pentru că în antreprenoriat este extrem de important să știi să spui povestea de succes, să vadă și ceilalți că poți reuși. Avem povești de succes aici, fără să dăm avem nume povești, de firme. Avem povești de succes. Care care v-a rămas întipărit așa? Pot să spun că m-a impresionat foarte tare energia pe care o aveau cei care produc cosmetice fresh, care sunt dedicate, știu să vândă, știu să facă marketing și știu să spună despre felul în care românii trebuie să rămână aici în țară. Și despre felul în care colegul meu, cosmetice fresh, vă dați seama, adică fără un subiect foarte drag mie, nu cosmeticele, ci cei care eventual le folosesc sau cele. Și da, ideea este că într-adevăr am rugat să fie împreună cu noi în programele de mentorat pe care le aducem. Era o doamnă extraordinară acolo și am rugat-o să fie parte în programul Femeia Antreprenor, să poată să spună povestea de succes, astfel încât să fie inspirație
motiv și pentru alte doamne să fie antreprenor. Dar apropo de chestiunea asta, e o cifră care mie place foarte mult și cred că și lui Eugen. 46% din cei care sunt antreprenori în ediția 2017 sunt doamne antreprenori. Bravo. Deci înseamnă că avem o cotă de gen foarte bine, foarte proporțională în România. Am fost împreună și la cei care astăzi exportă. Am fost la Rombat, am fost la producătorii de utilaje de aici din zonă. Am stat de vorbă și am încercat să identificăm măsurile pe care și Ministerul Finanțelor și Ministerul Mediului de Afaceri, împreună în guvern, putem să le luăm pentru cei care într-adevăr exportă, astfel încât să îi sprijinim să rămână competitivi și să rămână inovativi și să rămânem o prezență în Europa și în piață. Cu ambii miniștri am discutat de foarte multe ori despre mentalitate. Vă aduceți aminte și cu dumneavoastră și cu dumneavoastră în diferite emisiuni. Domnule ministru Teodorovici, se simte ceva? Puțină schimbare a mentalităților? Vreau să fiu sincer sau... Chiar vă rog. Departe de nivelul la care mi-aș dori să fie schimbarea de mentalitate în România. Ca să fiu foarte sincer. Adică, care ar fi ținta dumneavoastră? Colegul îmi spunea de prezența noastră, de rămânerea noastră în Europa, adică ca prezență. Eu spun de ceva timp și o spun din ce în ce mai agresiv, că tot le place unora, că eu folosesc acest termen. Noi trebuie să învățăm un lucru, că totuși, sau să fim realiști, să trăim într-o familie europeană, așa cum spun unii, foarte frumoasă, dar în această familie, fiecare membru al acestei familii luptă pentru el. Iar noi, pentru a face acest lucru cu forța necesară, pentru a nu doar a rămâne, ci de a fi acolo în vârful Europei, trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Adică trebuie să fim mai puțin latini, mai pragmatici decât suntem astăzi și să învățăm încă o dată că această convicțiune în această Uniune Europeană este o luptă zi de zi din punct de vedere economic. Și pentru asta statul este obligat, noi suntem obligați, să ascultăm chiar și vocea mai scăzută a românilor, oameni de afaceri din România, pentru că noi aici avem un obicei bun, dar din păcate ineficient. Suntem prea buni cu cei din jurul nostru. Noi, ca țară, vorbesc. Suntem adică prea buni așa, la suflet. Adică, exact, suntem prea, știți, nu suntem un popor de oameni buni. Dar trebuie să învățăm că trebuie să fim mai pragmatici. Și aici guvernul trebuie să învețe că trebuie să discute din ce în ce mai mult și mai aplicat cu mediul de afaceri. O dată, pentru a reglementa, doi rămâne pentru a vedea care sunt nevoile în comparație cu alte state europene care vin și plusează cu fel de măsuri pentru a sprijini companiile din toate acele acestea trecute prin acest filtru exact. De care pomeneați. Și ei trebuie să fie mai activi, mai agresivi, în sensul de a veni în relația cu guvernul, cu propuneri clare, cu problemele ce puțin, în prima fază, dacă au și soluții, cu atât mai bine, dacă intră în relație cu partenerii externi, să spunem, și învață de acolo sau văd de acolo ce fac ce alte state pentru a atrage acolo investițiile, să discutăm și acest lucru, pentru că ăsta e rolul în coata guvernului, să pună acel ceva în plus, pentru ca o investiție să se facă în România, da? Pentru ca forța de muncă să rămână în România, că asta e una dintre problemele pe care momentul face o ridică, și multe, multe alte. Adică, repet, ține doar de noi, de mentalitate în primul rând, de înțelegerea guvernanților și oamenilor în funcție cheie, că ăsta e rolul pe care ei trebuie să-l aibă, având în spate încrederea populației, și a celor care sunt în economie, în cazul de față, mediul de afaceri, trebuie să fie mult mai ferm atunci când efectiv își cer anumite, nu neapărat drepturi, dar măcar să nu fie încurcați și cât se poate sprijini. Astfel de pragmatism poate naște și invidii. Da, dialogul acesta există între Guvernul României și structurile reprezentative. Eugen are foarte mare dreptate atunci când pune accentul pe ideea de a ști când trebuie să vorbim. Pentru că sunt consultări publice la care trebuie să fie prezenți. Apoi, câteodată este prea târziu, când actul normativ deja este... Și nu vorbim numai de ceea ce se întâmplă în România. Dar inclusiv, nici nu e prezent și inclusiv, e și contra inclusiv, e și mai. Inclusiv atunci când... Vorbim despre Europa pentru că și structurile asociative, reprezentanții oamenilor de afaceri pot și trebuie să spună un cuvânt în Europa atunci când își apără interesele. Pentru că au structurile care pot vorbi acolo, ceea ce facem și noi, guvernul, când apărăm interesele mediului de afaceri. Și sunt multe exemple pe care putem să le dăm. Vorbeam astăzi împreună cu Eugen despre transportatori. Da, directiva, pachetul de mobilitate este unul dintre cele care ar putea să afecteze grav interesele transportatorilor internaționali rutieri din România. Acolo se poate face ceva, acolo se poate noi, regla ceva. Noi am, ca și guvern, am exprimat poziții foarte clare pe timpul președinției și ei trebuie să știe, să-și spună cuvintele și asociațiile patronale
au făcut lucrul ăsta, dar e un efort comun. Știți, orchestra simfonică sună bine când fiecare își exprimă partitura. Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului de Afaceri, Guvernul României, Președinției, Coreper la Bruxelles și ei sunt partea orchestrei. Și mediul de afaceri este parte a simfoniei pe care o interpretăm împreună. Vă spun un lucru care totuși uite mai mă să aminte. Acest dialog, ca am spus mai devreme, cu partenerii sociali. Știți că România a făcut un pas foarte mare înainte în acest sens la nivel european. La ce mă refer? Acum două săptămâni, când a fost la București Consiliul de Miniștri de Finanțe, a fost prima oară în timpul unei președinții când, alături de miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale, au fost invitați la discuții partenerii sociali. Este prima oară la nivel european când se face acest lucru. Au fost câteva contre, să zic așa, la nivel european, când eu mi-am permis să invit la această discuție la un consiliu adevărat informal la noi la București și am spus-o, și doamna premier a spus-o foarte bine într-un mesaj, într-un mesaj de domnie sale, că ne dorim foarte mult ca următoarele președinții la Consiliul Uniunii Europene să devină o cutumă invitarea partenerilor sociali ce puțin la consiliile informale. Ceea ce mi se pare de bun simț. Pentru că pentru ei reglementezi, pentru ei vii și aplici politici publice, pe fără partenerul social la masă prezent. Să-l vezi și pe el dacă este mulțumit sau nu de ceea ce ai de gând să reglementezi. Au trecut peste 100 de zile de la președinția rotativă, da? Un inventar scurt, domnule ministru? Peste 90 de proiecte de dosare care au trecut. Este o președinție ambițioasă, dar realistă, foarte bine pregătită și din punctul acesta de vedere, opinia publică europeană spune că, într-adevăr, România a reușit să facă un efort foarte mare. Noi însă vrem să ne individualizăm în ideea de a fi respectați și de a fi auziți și tratați în egală măsură ca și celelalte sete, ca și celelalte... Știți, e ideea aceea, zice, am vrut să mi se facă vocea auzită în Europa, să fim ascultați. Trebuie mai mult decât să fim auziți, trebuie să fim ascultați și înțeleși. Dialogul presupune mai mult. Dialogul presupune să înțelegi ceea ce vrea să-ți transmită partenerul tău de dialog și cred că după această președinție, într-adevăr, vocea României este mult mai bine receptată și ne-am poziționat acolo unde merităm. În rândul statelor membre care au idei, care pot construi. Da, și Eugen a venit cu idei, le-a pus pe masa colegilor miniștri de finanțe și noi am venit cu idei, le-am pus pe masa colegilor miniștri ai comerțului și cred că lucrurile acestea, când generăm din estul Europei lucruri care pot deveni politici publice europene, sunt importante. Domnule Teodorovici, colegul dumneavoastră a pronunțat cuvântul acesta, cheie, l-am și punctat și eu, cu respectul și dumneavoastră de foarte multe ori ați accentuat acest lucru. Respect pentru România. Bine, eu, se știe și cei care mă cunosc, știu că sunt naționalist convins. Desigur, în limitele pe care Dexul le dă acestui termen. Poate de multe ori, cu toate că nu poate nicuri ceea ce spun, poate îmi iubesc mai mult semenii și țara decât poate ar trebui. Pentru că, repet, da, devin nu neapărat violent sau agresiv, dar eu aș înțeleg să-mi susțin în special țara. Pentru că asta e rămâne după noi. Asta trebuie să învățăm noi ca și popor. Nu este vorba despre noi, cetățeni liberali, pesediști și de altă nu contează. Asta e lăsăm la parte. Ce rămâne după noi este această țară. Pentru asta trebuie să luptăm noi. Da? Nu pentru noi neapărat ca și indivizi. Odată. Doi la mână. Probabil și eu spun, poate pe de-o parte cu mândrie, pe de-altă parte cu oarecare amărăciune, probabil că diferența asta între neamul ăsta de latini, din care și eu fac parte cu mare mândrie și onoare, vine și din partea că am ceva sânge de sârb. Și eu spun, știu că probabil că unii se vor simți lezați, dar ăștia din partea asta a sârbilor au o caracteristică unică, poate, în lume. Că nu se apleacă de genunchi, nu se îndoie genunchi. Și asta e foarte important. Ca oamenii să te respecte în afara țării, în primul rând să te respecti interiorul țării. O dată. Doi la mână. Când ieși în afara țării și vorbești, lumea să te respecte, adică ce spui să fie fundamentat și să nu te oprești în a te lupta pentru acea idee. Că durează o zi, că durează 10 ani, te lupți pentru ea. Și când iese, la următoarea discuție vei fi și mai mult respectat și mai mult apreciat. E o chestiune care trebuie schimbată la mentalitatea noastră. Vă opresc în pledoarea aceasta român. Superbă pe care ați făcut-o vis-a-vis de națiunea română și vis-a-vis de loialitatea pe care o poartă o minoritate, oricare să fie ea,
față de țara în care s-a născut și în care trăiește, de această loialitate, de toate cele punctate de dumneavoastră, domnule ministru, țin și administrațiile locale, țin și primăriile. Știu că ați avut întâlnire cu primarii din zona Bistriței. Care au fost problemele? Care sunt problemele care îi macină până acum? Știți, deja noi am început ca Minister de Finanțe, am spus că trebuie să avem de acum lunar, a început deja acum 200 de zile dialogul acesta, lunar întâlnire cu structurile asociative ale comunităților locale, adică consiliile județene, orașele, municipiile și comunele. Cele patru asociații în același timp la masă. Nu vreau să mai discutăm separat cu fiecare structură asociativă, nu. Cu toții la masă, toate problemele le inventariem, facem lista de probleme și una câte una el trebuie să dispară din această listă. Doi la mână. Au ridicat probleme colegii primari și au fost invitați toți primarii, indiferent de culoare pe care și cum urma să facem ca și guvern, și cred că noi am dovedit asta de fiecare dată când am finanțat, când am avut anumite abordări. Pentru noi nu contează culoarea politică a unui primar, pentru că vorbim despre comunitățile locale cărora ne adresăm. Bun, probleme legate de, să zicem, finanțări. Nevoie mai mari de finanțări. Am vorbit despre ceea ce guvernul acum a lansat de curând, Fondul de Dezvoltare și Investiții la nivel local, 10 miliarde de euro, care va fi adresat comunităților locale, în special, pe diferite proiecte, inclusiv partea de gaze care a fost cerută în mod insistent de către primării, racordarea la rețele de gaze și nu numai, multe probleme astfel de proiecte. Deci modul de finanțare, deci finanțările, modul de finanțare, eventuale, să spunem așa, aspecte legate de partea socială, aici a fost un subiect dezbătut la început de an când s-a format bugetul, cum se acoperă toate cheltuielile legate de partea socială, și aici am spus foarte clar că va fi o discuție probabil că săptămâna viitoare la București între Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor Publice, pentru a vedea cum această zonă pentru care statul român atribuie sau alocă 4,7 miliarde de lei, da, este o zonă cu foarte multe cheltuieli și care trebuie să fie eficientizate. Iar diferența sau economiile se rămân la nivelul primărilor locale pentru a se putea acei bani duce în investiții. De exemplu, un simplu exemplu. Știți cât cheltuie astăzi statul român pentru un copil? Peste 1000 de euro. Copii instituționalizați. Instituționalizați. 1000 și vreo 30-1050 de euro pe copil. Eu sunt convins că banii aceștia nu ajung în întregime lor așa cum trebuie la acei copii. Nici o familie, cred că și cele înstărite chiar în România, nu alocă pentru un copil pe lună 1000 și ceva de euro. Cu alte cuvinte, noi statul trebuie să începem să curățăm aceste zone și sunt, din păcate, din păcate, foarte multe încă, și să vedem cu adevărat că acei bani pe care statul, poporul român, îi oferă pentru un copil instituționalizat, ajung cu adevărat sau adresează exact nevoile pe care acel copil și multe altele. Cu însoțitorii, cu multe, multe, multe. Și alte zone, puteam să vă dau un exemplu și pe aia am încerc scuze că am fost eu prea lung, că tot spuneam ca Ministru de Finanțe că există foarte multe zone în economie unde banul public trebuie să fie pus doar dacă trebuie și dacă trebuie, exact pe ce trebuie. Și ăsta a fost un exemplu. Un alt exemplu este cel legat de modul în care statul cheltuie, ANAF-ul, de exemplu. Știți că emite cam 14-15.000 de adeverințe pe zi, pentru motivul următor, că încă o mie de primării din România, din cele 3200 de aproximativ de comunități locale, nu sunt înscrise în sistemul informatic de la finanțe. Adică o treime. Pentru acest lucru, statul român prin ANAF emite adeverințe, cum spuneam, de 14-15.000 pe zi. Vă dați seama ce muncă inutilă se face, câți bani se cheltuie aiurea, cât curent se consumă, cât forță de muncă folosită inutil. Da? Deci, de-aia spun, noi cu toții, guvern, administrație centrală, locală, clasa politică în general, trebuie să stăm să ne spunem, dom'le, da, trebuie să facem acest lucru. Pentru că bani există în economie, doar trebuie cheltuiți acolo unde este cu adevărat o nevoie. Domnule ministru, revenind un pic la Startup Nation, m-ar interesa dacă și din zona rurală apar antreprenori tot mai mulți și mai mulți. Sau aveți niște date în legătură cu această problemă? Și din zona rurală apar din ce în ce mai mulți și din diaspora au venit anul acesta. Din cele 33.514 proiecte depuse, planuri de afaceri, peste 2.000 sunt din diaspora, pentru că mesajul pe care l-am transmis, acela că dacă ai învățat o meserie undeva în afara țării, poți să vii să faci o afacere bună, prosperă, în România, și se pare că acest mesaj țintit și-a atins scopul.
Anul acesta avem un criteriu care încurajează zonele unde spiritul antreprenorial era mai puțin dezvoltat. Pentru că asta este esența Startup Nation până la urmă. Adică localitățile, zonele, județele unde media aveam număr de companii la 100 de locuitori peste media europeană, au avut un punctaj mai scăzut. Astfel încât să stimulăm dezvoltarea mediului de afaceri în zonele unde chiar e nevoie. Coeziunea, o valoare europeană, e motto-ul președinției noastre. Coeziunea se manifestă peste tot. Inclusiv în zona aceasta de antreprenoriat trebuie să se manifeste și în felul în care statul sprijină dezvoltarea spiritului antreprenorial acolo unde este necesar. Am vorbit și cu primarii astăzi, cu reprezentanții comunităților locale, tocmai în ideea aceasta, că își pot spori veniturile dacă sprijină mediul antreprenorial, dacă sprijină dezvoltarea companiilor în comunitățile dumnealor, pentru că se știe că o cotă parte din impozitul pe venit rămâne la 100%. Comunitatea. E 100%. Acum 100%. Asta e important. Rămâne pe, la comunitate. 100% impozitul pe venit este lăsat din acest an la nivel local. Adică atunci, dacă primăria promovează business în zona respectivă și aduce și are venituri, impozitul pe venit rămâne la nivel local. Și atunci, ca și autoritatea locală, consiliul local, primărie, te poți implica astfel încât să sprijini, pentru că noi și noi venim cu programele guvernamentale, Startup Nation este unul dintre ele, sunt apoi toate celelalte care vin și sprijină companiile deja înființate, cum este microindustrializarea, cum este creșterea serviciilor de piață, dar sunt și toate celelalte programe pe care le dezvoltă ceilalți colegi ai noștri, cum sunt cele de prin programul operațional regional, fie că sunt la Ministerul Dezvoltării, fie că sunt cele de la Ministerul Agriculturii sau cele prin Ministerul Comunicațiilor. Toate se adresează și comunităților locale și ar fi foarte important să înțeleagă că, într-adevăr, trebuie o oarecare implicare. Există legea parcurilor industriale, 5 hectare de teren, poți transforma și într-un parc industrial, poți să fii parte a procesului de a atrage investitori prin Invest România, și cu asta mă opresc, prin Invest România, care este direcția de atragere de investiții străine în România. De timpul pe care vi-l acordați reciproc. Nu, sunt multe de spus. Cred că până la urmă asta înseamnă echipă. Așa da? Este. Asta e lucrul. Vreau să vă spun un lucru, vis-a-vis că spunea colegul meu de diaspora. Și aici eu am avut o idee în 2014, când eram ministru la Fondul European. Din păcate, ideea s-a pus praful pe ea, pe acea idee. Și uite, o să discut acum, în următoarea perioadă, lansarea ei. Pentru că eu cred că e o idee foarte bună pentru diaspora în același timp, dar și pentru România în același timp. Adică, nu ne promovezi, așa era scris ghidul de mine în 2014, dar din păcate succesorul meu n-a binevoit să înțeleagă că este într-adevăr ceea ce trebuie. Probabil nu l-ați ajutat, nu l-ați ghidat. Nu, niciodată. Întotdeauna ajut și pe ăla care nu vrea. Dar, lăsăm la o parte, trecut de trecut, măcar să fim învățat din el, pe viitor să ne fim mai atenți. Bun. În ce sens? Adică, am o linie de finanțare din care finanțez business-uri în afara țării, atenție, că asta e o chestie de concept și o să vedeți peste ani și ani zile din ce mai mult spusă. Acum, noi, ca clasă politică, spunem ce? Veniți acasă, vă dăm, vă facem. Bun, ar putea să întrebe românii care sunt acasă, stai mă puțin, eu sunt acasă. Lasă-mă și eu să iau la fel, la aceleași condiții. Bun, la o parte. Deci, noi trebuie să înțelegem un lucru, ca guvern și clasă politică. În primul, guvernul trebuie să facă ce? Să țină, să convingă românii care sunt în țară să rămână. Adică să ofere un cadru atractiv de finanțare, de condiții de viață și mai departe calitatea vieții, astfel încât cei care nu au plecat din țară să rămână. Cei care au plecat din țară să aibă motive să se întoarcă, iar cei care vor să vină din alte state, alte țări, ori din lume, să vină în România să trăiască, să muncească, să aibă la fel motive să o facă. Iar românii care decid să trăiască în afara țării, pentru că așa doresc ei și trebuie să le fie respectată dorința aceasta, guvernul trebuie să se preocupe ca drepturile lor în acea țară în care ei decid să trăiască să fie la fel de bine respectate ca celor cetățeni în acea țară. Și atunci, și pentru asta propun un business. Adică eu trebuie să mă ocup și de acei români care trăiesc în afară. Pentru asta trebuie să fac o schemă de finanțare prin care să finanțez mici afaceri în țele respective, nu știu, până la 75.000 de euro, până la 100.000 de euro, de exemplu, da? Faci în afară business-ul, dar deschizi firma în România cu punct de lucru în Spania. Iar tot ce faci tu acolo, business, rulezi prin România, eu câștig ca țară, plasez un business într-un mediu economic atractiv, e făcut de un român sau de români care dau de lucru mai departe acolo și la cei din locașa mai departe, guvernul respectiv va fi și el mulțumit, împăcăm pe toată lumea și eu câștig ca țară, ajut și românii, câștig și bani la buget,
Stimați domniști, suntem la finalul ediției speciale, două întrebări foarte scurte, cu răspunsuri la fel de scurte. Aia e cel mai greu. Întrebul răspunsul e mai greu, dar să fie scurt. După toate acestea pe care le-am auzit de la domnul ministru Teodorovic, România este o țară sigură pentru investitorii străini? Foarte. Pentru că de multe ori... Foarte. Certitudinea ta. Da. Cu certitudine, da, avem cea mai mică sau printre cele mai mici poveri fiscale din Europa și, într-adevăr, mediul de afaceri este cel mai prietenos în acest moment cu investitorii. Pentru că foarte multă lume își pune și nu numai cu cei străini, inclusiv analiști. De foarte multe ori, și aici îi dau dreptate Eugen, ideea în care vorbim foarte mult despre investiții străine și uităm să vorbim despre investitorii români. Sunt egal sprijiniți schema de ajutor de stat pe care o gestionează azi Ministerul Finanțelor prin scăderea la 1 milion de euro, de la 10 milioane, a stimulat foarte mult investițiile celor care sunt reprezintă capitalul românesc. Analiști de bună credință. Am fost săptămâna trecută la Washington, da? Întâlnirea anuală de primăvară cu Fondul Monetar, cu Banca Mondială. Ocazie o care, câteva zile cât am stat la Washington, m-am întâlnit, în prima zi am avut 9 întâlniri, sau 10, 9 întâlniri. Adică, cu Fondul Monetar, cu Banca Mondială, a fost întâlnirea G20, deci o onoare pentru România să aibă la masa celor 20 mai dezvoltate țări din lume vocea finanțelor europene, pentru că, e adevărat, președinția română ne oferă această șansă și onoare în lume de este a reprezenta, este, vă spun, ceva unic în viața noastră ca indivizi, unic ca țară. Peste 14 ani ne vom mai întâlni cu această ocazie. M-am întâlnit cu agenții de rating, cei trei agenții de rating la nivel mondial. Bun. M-am întâlnit cu investitori americani care vor să vină în România să investească. Și, într-adevăr, s-a spus foarte clar acolo, am întâlnit la Atlantic Council și mai departe, au fost multe, repet, foarte multe întâlniri, foarte bune, la Departamentul de Stat, la Trezoria Americană, da, deci omologii noștri la finanțe. Și a asta, fost urecheați pentru ceva? Pentru absolut nimic. Pentru absolut nimic și vă spun sincer, dorința lor e foarte mare. Numai că nu trebuie să facem ce. Noi trebuie să ieșim mai mult din țară. Mă întreba un ministru de finanțe, coleg de-al meu, omolog, Eugen, cât timp îți petrești tu ca ministru de finanțe în afara țării? Ați făcut o socoteală? Și omul mi-a spus, știi, Eugen, eu 25% din timpul meu ca ministru de finanțe mi-l petrec în afara țării, promovând țara să aducem investitorii, în centre financiare internaționale, bine, era specificul acele țări, de altă natură. E, asta să facem și noi. Noi, din păcate, dacă plecăm. Agenda publică e una cea care e, să o știți. Dumnezeu, agenda... la ce procentaj nebună sunteți acum? Eu dacă plec la Bruxelles, eu vreau să mă întorc în aceea zi în țară, dacă sunt avioane, mă întorc în aceea zi, ca să fie aici, să fiu aici, să încep să mă ocup și mai departe. Este o chestiune pe care trebuie la fel să schimbăm ca mentalitate. Trebuie să ieșim, că nu vine caută cineva pe blugul pământesc și ce unde, aici vreau să vin să investesc. Nu, trebuie să ieși la întâlnire cu oameni de afaceri, în centre financiare internaționale, să promovezi România, ce poate ea oferi ca o decizie de investiție să facă în România și nu în Polonia, nu în Ungaria, nu în altă parte. Și dacă mă uit pe site-ul ministerului pe care îl conduceți dumneavoastră, firme românești de IT încurajate să investească pe piața americană, memorandum de înțelegere la Roma, acorduri comerciale cu Statele Unite, cam la unison cu ce zicea colegul dumneavoastră. Totdeauna trebuie să creăm și acest cadru în care, într-adevăr, mediul de afaceri să se simtă confortabil, să aibă încredere să iasă pe piețe externe, pentru că internaționalizarea companiilor românești este un alt dezideratul nostru. E foarte important, ca să spunea și cu treia de mai devreme, cu oameni de afaceri din Bistrița și mi-am știut la mine, toate delegațiile guvernamentale trebuie să aibă în spate, sau alături, de fapt, nu în spate, alături, oameni de afaceri. Oameni de afaceri. Doar atât la final, plecați de la Bistrița. Nu plec la Bistrița. Nu plec. Fizic plec, dar sunt fizic, aici, da, cu sufletul, să știți. Prioritatea numărul 0 după ce ați plecat de la Bistrița, care va fi pentru fiecare dintre dumneavoastră? Pentru mine lucrurile sunt clare. Îi aștept pe colegii noștri cu care ne-am întâlnit astăzi și care au venit cu o listă de probleme să vină să detaliem și să vedem exact modificările, prevederile legislative care să vină în sprijinul lor, mai ales a celor care exportă. Concret. Concret. Luna mai. Mediul de afaceri trebuie să se aștepte la un pachet foarte, foarte, foarte atractiv cu un set de măsuri pe care nu l-am mai văzut la Revoluție încoace. În sensul bun. De la restructurare financiară de care am vorbit și eu, acest pachet o va cuprinde, la măsuri precum, să spunem, încurajarea pe modelul sistemului IT cu obligațiile față de stat aplicabilă și în alte domenii, în special cele industriale, da, pentru că de asta vorbim acum, interesant, să încurajăm industria, producția și exportul a ceea ce producem,
Da? Deci astfel de scheme de ajutor de stat vor fi lansate în luna mai. Așa. Câteva modificări legislative, atât pe codul fiscal, cât și pe alte zone de legislație, cum ar fi codul muncii, adică să permitem de la pentru lucruri suborilor peste program, cum e spus, suplimentar sau cum e în fine. Suplimentare. Așa. Să permitem în zona privată, dacă se dorește, de la 38 de ore, cât este, dacă nu mă înșel în codul muncii, la 60 de ore, dacă omul dorește, neavând forță de muncă, atunci lasă-l pe om să lucreze peste, nu-i limita această decizie proprie pe care omul o poate avea. Și astfel de măsuri. Un set de măsuri pe care să-l prezentăm împreună guvernul, da? Mediul de afaceri. Și vă spun, pentru că, repet, și cu asta închid, trebuie să fim foarte agresivi în sensul bun, dacă vrem să supraviețuim în această ofensiv. Frumoasă familie europeană. Nu, agresiv. Ofensiv și agresiv. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Mulțumim și noi. Și mă succes. Și să uităm patrioți. Și patrioți. Așa te naști. Cam atât, dragi telespectatori, la ediție specială. Rămâneți alături de Televiziunea Română. La revedere.